coarna mare, extinsă, a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Al doilea lucru pe care îl avem astăzi, va interpreta pe de o parte imne bizantine, adică acele cântări care se găsesc în cultul bisericii, dar în același timp că se vor interpreta și colinde din folclorul religios. Unele dintre ele, după cum vom vedea, acompaniate și de anumite instrumente muzicale. Le spunem bun venit celor care vor să ne aducă înainte momentul nașterii Domnului și fie ca seara aceasta să fie un pas care ne apropie mai mult de bucuria de pace care a ocurât în Ieslea din Betleem pentru noi toți. Voi, cetatea noastră, să primiți, va face pomenire despre Hristos Domnului.
și pune un colac în masă, lângă un colac supermat, de aceea să-i dau. Să și dau în sănătoasă, să plătești colina noastră. Oh.
Jesus.
Doamne,